pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bună voință. Și Iacov, 2:25, tot așa curva Rahav n-a fost ocotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și i-a scos afară pe altă cale? Este o întrebare retorică. Ambele pasaje vorbesc despre credința acestei femei. Ambele pasaje vorbesc despre o credință mântuitoare prin care este socotită neprihănită. Deci nu vorbește despre o credință, ea a avut credință că Dumnezeu... Nu, vorbește despre o credință mântuitoare. Ambele pasaje, și autorul cărții Evrei și Iacov, se referă la Rahav, pe care o puteau numi simplu Rahav, cum îl numește pe Moise, nu numește criminalul Moise, o numește curva Rahav. Și nu cred că lucrul acesta este la voia întâmplării, pentru că, într-adevăr, pasajele acestea vorbesc despre o păgână prostituată salvată prin credință. Puteau și, nu știu dacă știți, sunt unii rabini care transformă cuvântul curvă ca, nu știu exact, eu nu cunosc ebraică, dar fac ei niște pervertiri pe text ca să nu pară așa neagră istoria poporului Israel, ca și cum s-ar referi la o femeie care găzduiește sau ceva de genul acesta. Nu, autorii cărții Sfintei Scripturii, cel puțin cu limba greacă, nu te mai poți juca cum mai fac ei cu limba ebraică, se referă chiar la o femeie care era implicată în prostituție. Ce este atât de, aș vrea să subliniez pentru început, ce este atât de uimitor în acest pasaj, încât merită atenția a doi autori din Sfânta Scriptură? Ce este atât de uimitor? Este uimitor la femeia aceasta, unul, că este singura persoană salvată împreună cu casa ei din această primă victorie împotriva cananiților dincolo de Iordan. E singura femeie salvată cu casa ei. E important. De ce e salvată numai ea, nu? N-ai cum să nu spui întrebarea asta. Toți îți nimiciți cu desăvârșire, ea e salvată cu casa ei. Doi, că această femeie este o femeie răufamată, o femeie stricată, o femeie implicată în acte de prostituție, deci un lucru clar condamnat de Dumnezeu ca fiind o formă perversă de păcat. Trei, că această femeie nu doar își primește propria salvare, dar și ea este mediatoarea, da? Cea care mediază pentru salvarea fraților ei, surorilor ei, părinților ei și a celor care sunt în casele acestora, da? Patru, aceasta este o femeie care arată o credință ieșită din comun, având în vedere rezistența necredinței celor din Ierihon. Deci toți sunt rezistenți în necredința lor și este singura care este diferită acolo. 5. Această femeie ne reprezintă într-un fel pe noi pentru că împărtășește, cum împărtășim și noi, din moștenirea spirituală a Israelului prin credință, chiar dacă nu avem o apartenență etnică la Israel sau la legămintele lor. Efeseni 2:11. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de cei care sunt chemați tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Într-un fel, ea ne reprezintă pe noi, da? Fiind salvată, mântuită prin credință și prin har. 6. În salvarea acestei femei ni se arată într-un mod uimitor puterea harului Dumnezeu, mântuirea păcătoșilor. Ni se ia un exemplu extraordinar de om afundat în păcat, în păcat rușinos și mântuit. Ni se arată exemplul acesta pentru a ne vorbi despre felul în care noi am fost salvați, da? Și în final, a șaptelea rând, această femeie ajunge să fie pusă în linia mesianică a Domnului Iisus Hristos. Parcă nu a fost suficient că a fost salvată, mântuită prin har, prin credință, Dumnezeu o și ia și o așează în linia mesianică a Domnului Iisus Hristos, lucru pe care evangheliștii îl menționează. În această seară, felul în care aș vrea să străbatem textul acesta este prin a sublinia câteva propoziții, câteva principii despre ceea ce este sau se manifestă credința. Da? Deci o să trecem prin pasajul acesta, de asta predica o să aibă foarte, foarte multe puncte, dar fiecare punct e așa, tratat pe scurt. Prin aceste puncte, prin aceste propoziții, prin aceste afirmații aș dori să subliniem câteva, să observăm câteva lucruri și să le subliniem despre ceea ce este, cum se manifestă credința. În primul rând, versetul 1. De fapt, vă rog să întoarceți la Iosua, capitolul 2, dacă aveți Bibliile, pentru că ne vom uita la manifestarea credinței acestei femei, credința prin care a fost justificată. Iosua, capitolul 2. În primul rând, credința este inițiată și susținută de Dumnezeu. Deci vin cele două iscoade la Ierihon.
Spune Scriptura așa, Iosua fiul lui Nun a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca iscoade zicându-le, da? Ca spioni. Duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. Acum, în primul rând aici este un aspect omenesc. Aspectul omenesc este că oamenii aceștia se duc în casa acestei femei nu că le ardea de nebunii. Nu-i Iosua acum, nu-i poporul Domnului, putem să ne facem de cap acum în Ierihon că e o cetate păgână și nimeni nu știe. Deci nu despre asta este vorba. Casa acestei femei este o casă în care probabil găzduiau mulți oameni și pentru că este o casă a unei femei răufamate în care intrau tot felul de oameni și era pentru ei cel mai locul în care puteau să fie speculați cel mai puțin că ar fi fost iscoade și așa mai departe. Da? Ei nu se duc într-un loc public, se duc într-un loc în care oamenii treceau și era greu să fie depistați. Ei oricum sunt depistați, dar cu siguranță erau mai ușor depistați dacă se duceau într-o altă casă sau într-un alt loc public din cetate. Da? De asta se duc ei în casa asta, dintr-un niciun alt motiv. Dar trebuie să înțelegem providența lui Dumnezeu. Ea este o femeie care dobândise între timp credință, vedem din ce pricini mai încolo, și Dumnezeu în providența lui face ca iscoadele să ajungă exact în casa femeii care are credință. De ce? Pentru că Dumnezeu inițiază credința și Dumnezeu susține credința noastră. Da? De aceea Dumnezeu aduce iscoadele în casa acestei femei ca să întărească credința acestei femei. Da? Așadar, acesta este primul principiu. Credința este inițiată, dar și susținută de Dumnezeu. Ea, credința vine de la Dumnezeu când auzim de la Dumnezeu Evanghelia, cum vedem imediat cu auzi și anumite lucruri, și este susținută de Dumnezeu în cazul acesta prin acești oameni ai lui Dumnezeu, reprezentanți ai lui Dumnezeu, care intră în Ierihon și intră în casa ei. 2. Credința riscă în fața celor mai mari amenințări. Uitați ce spune Scriptura. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și au spus, iată că niște oameni dintre copiii lui Israel, probabil că aveau o înfățișare, o îmbrăcăminte care îi trăda și care îi făcea diferiți de toți oamenii din zona respectivă. De asta ei au recunoscut că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i scodească țara. Deci felul în care ei s-au comportat arată că ei n-au vrut să... Noi suntem copiii lui Israel și am venit să vedem cum e țara. Nu, ei au încercat să se strecoare. Dar totuși, probabil înfățișarea lor și felul lor de a se comporta i-a trădat. Femeia aceasta se pune între împărat și iscoade. Între două iscoade care erau victime sigure din punct de vedere omenesc. Erau victime sigure ale împăratului. Și ea, care și ea era victimă sigură dacă era găsită ca ascunzându-i pe ăștia, da? Deci avem de-a face cu două categorii de oameni care sunt victime sigure din punct de vedere omenesc, care sunt niște ființe slabe în fața puterii împăratului. Om care avea putere de viață și de moarte asupra lor. În cetatea respectivă, da? Credința acestei femei o face să riște viața ei în fața cele mai mari amenințări. Nu era mai amenințare mai mare din punct de vedere omenesc pentru această femeie decât împăratul, da? Nu era niciunul care să fi putut să aibă drept de veto asupra vieții ei decât împăratul. Și totuși ea se pune între împărat și iscoade și protejează iscoadele, da? Asta face credința. Credința vede ceva dincolo de aparențe, dincolo de puterea împăratului. Ce gândește femeia în ultimă instanță? Dacă Dumnezeu pe care eu, dacă Dumnezeu în care eu cred acum este Dumnezeu adevărat, care i-a scăpat, care a trecut pe Marea Roșie, dacă i-a scăpat de egipteni, dacă a omorât toată armata egiptenilor mare, niciun fel de problemă, o să ia pereș pe ei. Da? Și se dă de partea lor pentru că înțelege că e singura ei șansă ca să fie protejată de Dumnezeu, protejându-i pe oamenii lui Dumnezeu. Da? Asta face credința. Credința riscă. Credința riscă. Din punct de vedere uman, asta este o nebunie. Din punct de vedere dumnezeesc, asta este credința, care vede ceva ce omul natural nu vede. 3. Credința se disociază de societatea aflată sub condamnare. Asta facem noi în mântuire. În mântuire, în botez, arătăm că ne lepădăm, ne disociem de cultura, societatea condamnată de Dumnezeu, de lumea condamnată de Dumnezeu și ne alipim de poporul lui Dumnezeu. Acum ea nu putea să-și ia familia pur și simplu să plece la Israel. Dar face lucrul acesta în locul acela cum? Într-un fel, trădându-și poporul ei, și asociindu-se cu reprezentanții poporului lui Dumnezeu, da? Gândiți-vă, femeia asta putea să devină peste noapte foarte populară. Era răufamată, acum putea să devină populară, să devină erou Ierihonului. Să aibă o statuie acolo cu Rahav, curva Rahav, care a fost erou care a salvat Ierihonul. Putea să profite de momentul ăsta. Dragostea de țară, într-un fel, este implantată în noi prin fire. Dom'le, e țara mea, e poporul meu, mor cu ei, da? Îmi dau viața pentru poporul meu. Mai mult decât atâta, Calvin spunea foarte plastic, viața lor a târnat de limba unei femei.
Acum, nu vreau să vorbesc niciun fel despre limba surorilor. Fiecare dintre noi știm că surorile place să vorbească, da? De multe ori vorbesc foarte bine. Și femeia asta putea să se lase amăgită de faptul că aparent oamenii ăștia erau niște victime și acum era momentul ei. Jocul ei. Era runda ei în care trebuia să joace bine, da? Dragostea de țară, faptul că putea să devină faimoasă, un erou acolo, faptul că ei erau niște victime sigure acum, îi dădeau din punct de vedere omenesc toate motivele ca să-i trădeze, da? Să nu mai spunem că dacă ar fi fost găsită asta ar fi fost o trădare și o lașitate. Însă trădarea este trădare în circumstanțe normale, dar nu atunci când ni se cere să ne asociem cu Dumnezeu. Da? Dacă Dumnezeu îți cere să faci un lucru, lucrul ăla nu mai se cheamă trădare. Chiar dacă în alte circunstanțe el ar fi trădare. Da? Pentru ea nu este trădare, pentru că ea se pune de partea lui Dumnezeu, care este guvernatorul absolut al tuturor lucrurilor, și se pune de partea poporului lui Dumnezeu. Calvin spunea că pentru a fi alipiți de Biserica lui Hristos trebuie întâi să fim separați de această lume profană și blestemată. Credința care ne aduce în poporul lui Dumnezeu, credința care ne asociază de Biserica lui Dumnezeu, ne separă în mod necesar, iremediabil, de lumea blestemată, profană și condamnată de Dumnezeu. Da? Și asta face femeia aceasta. Da? Credința acestei femei este o credință care o disociază total de societatea aflată sub condamnarea lui Dumnezeu. 4. Credința se asociază și apără cu prețul vieții reprezentanții lui Dumnezeu. Vedem lucrul acesta la versetul 4, la versetul 6. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns. Și a zis, este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Zice ea, minte, evident. Da? Pentru că în versetul 3 spune, împăratul Ierihon l-a trimis la Rahab să-i spună, scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Da? Strânește în ea sentimentul ăsta de apartenență la poporul ei. Și fiindcă poarta a trebuit să închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară, nu știu unde s-au dus, grăbiți-vă de urmăriți și veți ajunge. Ea îi suise pe acoperiș și ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care îi întinsese pe acoperiș. Da? Credința se asociază și apără cu prețul vieții pe reprezentanții lui Dumnezeu. Ce face credința? Credința îl face pe cel care o posedă să devină instrumentul în mâna lui Dumnezeu. Este un lucru fantastic. Ăsta e momentul lui Rahav din punct de vedere omenesc, dar și din punct de vedere dumnezeiesc. Este momentul în care ea se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Este un privilegiu glorios pe care ea îl primește acum de la Dumnezeu ca să fie un pilon important în desfășurarea planului lui Dumnezeu. Dumnezeu urma să câștige. Dumnezeu urma să cucerească Ierihonul. Dar ea este acum folosită de Dumnezeu ca un instrument în planul lui Dumnezeu. Ce lucru extraordinar, da? Femeia asta răufamată să fie folosită de Dumnezeu în felul acesta. De ce se atașează ea de iscoade? Pentru că ea înțelege că iscoadele sunt reprezentanții lui Dumnezeu. Ea înțelege că ei sunt metoda prin care ea poate să fie salvată. Ei sunt singurul mod prin care ea vede calea de scăpare de sub judecata lui Dumnezeu. Și chiar așa a fost. Oamenii aceștia erau singura metodă de scăpare a ei de sub judecata lui Dumnezeu. De aceea se asociază cu ei și apără cu prețul vieții ei. 5. Credința nu luptă deloc împotriva lui Dumnezeu. Acum, toată cetatea auzise ce a făcut Dumnezeu. Vedem imediat în versetul 9, versetul 10, cum au auzit că i-a apucat groaza pe ei, pe toți locuitorii țărului. Au auzit cum Dumnezeu a despicat marea, a secat marea și a trecut prin Marea Roșie. Au auzit ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care a nimicit cu desăvârșite. Li s-a tăiat inima la toți, ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră. Și totuși, spune Scriptura în versetul 7, oamenii aceia au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și după ce au ieșit ei, s-a închis poarta. Și totuși există o determinare malefică, firească în ei, de a-i căuta pe ăștia și de a-i prinde. Cumva de a rezista lui Dumnezeu. Da, a despicat Dumnezeu marea. Da, i-au făcut praf și pulbere pe cei doi împărați. Dar totuși putem cumva să luptăm, să ne protejăm împotriva acestui Dumnezeu. Ce nebunie! Ce întunecime a minții necredincioase! Că ei ar crede cumva că prin prinderea a doua iscoade, ce-o putea ei să rezolve? Da? Cum ar putea ei să-și protejeze cumva cetatea, da? În schimb, femeia aceasta nu luptă deloc, nu se împotrivește deloc. Pentru că sunt persoane care se uită și zic, domnule, femeia asta, Rahav, vorbește la plural. Ia auziți, ce zice ea? Ne-a apucat groaza. Deci ea pare să fie ca toți ceilalți. Am auzit că la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Și am auzit, noi toți, ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților din Coridul Iordan.
De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat nouă inima. Și toți ne-am pierdut nădejdea. Și că vezi, Rahab este ca toți ceilalți. Are un fel o frică de Dumnezeu naturală. Normal, cum să nu te temi de un asemenea Dumnezeu? Nici vorbă. Diferența majoră între Rahab și toți ceilalți oameni este că ei rezistă împotriva acestui Dumnezeu puternic, dar ea nu. Ea se dă de parte acestui Dumnezeu, da? Este singurul om care face lucrul acesta. 6. Credința acționează în lumina viitorului cert. Credința acționează în lumina viitorului cert. Ia auziți ce spune Scriptura. Știu că Domnul, versetul 9 zice ea, știu că Domnul v-a dat țara aceasta. De unde știa? Că ei n-au intrat în țară încă. De unde știa că Domnul le-a dat țara? Ei n-au intrat în țară, n-au cucerit nimic acolo în țară. Nu trecuseră Iordanul. De unde știa ea? Ea vede manifestările puterii lui Dumnezeu. Aude ce a promis Dumnezeu lui Israel și ea crede lucrul ăsta și are o credință certă. Ea nu spune, ea nu presupune că Domnul le va da țara. Ea nu încearcă să creadă că Domnul le va da țara, da? Ea nu calculează și analizează, ea e un analitic foarte serios a strategiilor celor doar popoare și zice, da, poporul Israel sigur va câștiga în bătăliile astea. Nu, nici vorbă. Ea aude ce a făcut Dumnezeu și crede ce a spus Dumnezeu și ea spune, eu știu că țara asta este voastră. Cuceriseră ceva, o bucată de pământ? Acum în Canaan, nici vorbă, n-au trecut încă Iordanul. De auzind ce a făcut Dumnezeu pentru ei, ea știe, da? Ea știe. Și cunoașterea ei se bazează pe revelația lui Dumnezeu. Cunoașterea ei se bazează pe zvonurile despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul Israel, da? Se pare că cei din Erihon mai sperau, în ciuda vestilor proaste, că cumva își vor păstra cetatea. Și că se vor putea confrunta cu poporul Israel. Ea nu mai spera. Pentru ea era lămurită. Țara ea evreilor. Cetatea era în picioare. Zidurile erau în picioare. Împăratul era pe tron. Aparent nu era niciun motiv să creză. Domnule, totul e în regulă, nici măcar nu a trecut Iordanul ăștia. Ea spune, știu că țara e a lor. Asta vede credința. Credința se ancorează în ceea ce face Dumnezeu, da? Acum, faptul că ei se împotrivesc, cei din Erihon se împotrivesc încă lui Dumnezeu, arată foarte clar că subestimează puterea lui Dumnezeu. Cel care a despicat marea, totuși aici e Erihon. Cel care a făcut, i-a ajutat să biruiască pe împărația, nu e nicio problemă. Dar totuși aici este Erihon. Și păgânii aveau tot felul de concepții, că Dumnezeu sunt Dumnezeia mărilor, Dumnezeia pustiului, Dumnezeia ploii, Dumnezeia cerului, Dumnezeia pământului. Aveau ceva în mintea lor era care îi făcea să creadă că vor putea rezista. Și asta le-a fost fatal. Pentru că subestimau puterea lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu pentru Israel. Și asta a fost fatal pentru ei. Singurul om de acolo care n-a subestimat a fost Rahab, care crede promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Israel și care nu subestimează puterea lui Dumnezeu. Crede că Dumnezeu este cine spune el că este. Rosier, un comentator biblic, spunea, ea nu are siguranță fiindcă a văzut Erihonul înconjurat de oști. Nu era niciun semn vizibil acolo. Ea are siguranță și credință pentru că a auzit ce a făcut Dumnezeu. Da? Credința este bazată pe ce a făcut Dumnezeu. 7. Credința este implantată om prin revelarea slavei lui Dumnezeu. Ia auziți, de două ori spune ea așa. Versetul 10. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt și așa mai departe și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților. Cum s-a născut credința în ea? Prin auzire. Roman 10:17. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Au fost vești. Cu siguranță veștile n-au fost aduse prin misionari. Uite, vrem să vă spunem, venim în numele poporului Israel și facem evanghelizare. Vreți să fiți mântuiți, scăpați? Vreți să aveți pe Dumnezeul lui Israel, legea lui Israel, legămintele lui Israel? Nu așa au fost. Dar Dumnezeu a folosit zvonurile astea ca să creeze credința în inima acestei femei. Acum e clar și ceilalți cetățeni au auzit de lucrările lui Dumnezeu. Și ceilalți au auzit de ce a făcut Dumnezeu, da? Dar ea a văzut dincolo de aspectul fizic al acestor miracole. Știau toți din Erihon că Dumnezeu a secat marea? Știau. Știau toți din Erihon că Dumnezeu le-a dat biruință împotriva celor doi împărați și iau nimicii cu desăvârșire? Știau. Ei au văzut fizic. Da, fizic au fost distruse două împărății. Fizic Dumnezeu a secat marea. Știi ce vede femeia asta? Femeia asta nu vede miracolele. Femeia asta vede pe Dumnezeu dincolo de miracolele acestea. Și de asta cred în el. Și de asta cred în el. Mintea umană plină de ingeniozitate, când se uită la Sfânta Scriptură, găsește deseori argumente împotriva credinței. Cumva naturalismul, da? Oamenii care nu cred în ceva de dincolo de natural. Vor să facă ca mâna lui Dumnezeu să pară fie un accident, fie ceva inexplicabil, fie o iluzie, fie ceva natural, care apare odată la nu știu cât timp. Așa se explicate multe minuni din Biblie.
Femeia asta e supranaturalistă, da? Credința vede mâna la lui Dumnezeu așa cum este ea în realitate la lucru. Da? Ea vede lucrul acesta, ea vede lucrul acesta. Ia auzi ce spune ea. Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat, da? Ea știe exact cine a făcut lucrul acesta. Căci Domnul, Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în cerul și jos pe pământ, da? Ea recunoaște cine este Dumnezeu. Al optulea principiu. Credința nu are nicio nădejde în sprijin uman. Nicio nădejde în sprijin uman. Auzi ce spune textul. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Dar uitați care e diferența între ea și toți cei din Ierihon. La toți li s-a tăiat inima, toți și-au pierdut nădejdea, dar este una singură care face declarația următoare. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu, singurul Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ. Da? Tuturor li s-a tăiat inima, dar numai femeia aceasta recunoaște cine este Dumnezeu cu adevărat. Oamenii din Ierihon nu erau niște atei care nu credeau în Dumnezeu. Oamenii din Ierihon nu erau niște atei care nu credeau în minuni. Care încercau să explice naturalism minunile. Nu! Ei credeau ce s-a întâmplat acolo, dar nu credeau în Dumnezeu. N-au văzut slava Dumnezeului lui Israel. Da? Li s-a tăiat. E și un lucru pe care trebuie să înțelegem. E posibil să vin de nădăjduiți, dar nu suficient ca să cedăm înaintea lui Dumnezeu. E posibil să fim foarte deznădăjduiți, dar nu suficient ca să cedăm înaintea lui Dumnezeu. La fel cum oamenii ăștia sunt deznădăjduiți, li s-a tăiat inima, dar nu atâta cât să cedeze înaintea lui Dumnezeu. Cât să facă un plan, să încerce măcar, domnule, măcar să murim încercând, că sigur o să murim. Nu. Ei cred că există o cale de scăpare împotriva Dumnezeului lui Israel. Asta este problema lor. În schimb, femeia aceasta îi se taie și ei inima, își pierde nădejdea. Dar își pierde nădejdea într-o asemenea măsură încât își pune încrederea în Dumnezeu. Și crede cine este Dumnezeul lui Israel. Da? 9. Credința se ancorează în suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Auziți ce mărturisire extraordinară facea în versetul 11. Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Printr-o singură afirmație, ea demontează toată filozofia teologică a păgânilor. Că e Dumnezeu cerului, că e Dumnezeu ploii, că e Dumnezeu focului, că e Dumnezeu pădurilor, că e Dumnezeu pământului. Ia auzi ce spunea. Printr-o singură afirmație, demontează absolut totul. Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu, da? Sau un singur Dumnezeu, sus în ceruri și jos pe pământ, da? Suveranitatea lui Dumnezeu o face pe femeia aceasta să acționeze în felul în care acționează. Altfel nu, este inexplicabil ce face ea aici. Femeia asta nu este o proastă. Femeia asta nu încearcă să joace și ea așa. Dar încercăm ceva. Nu, femeia asta raționează foarte bine. Credința este o credință rațională, da? Dar este o raționare duhovnicească, da? Este o raționare duhovnicească. Liniștea ei, prudența ei, credința ei, curajul ei, tactul ei cu care face toate lucrurile astea, înțelepciunea ei, se naște din credința ei într-un Dumnezeu suveran. Dacă Dumnezeu și-a salvat poporul, își va salva și pe ăștia doi. Și dacă eu mă alipesc de ei, mă va salva cumva și pe mine, da? Ea nu riscă nimic aici în ultimă instanță. Din punct de vedere omenesc riscă, dar din punct de vedere duhovnicesc ea nu riscă nimic. Era de fapt singura ei opțiune. Salvarea ei, mântuirea ei, era singura opțiune prin a se alipi de oamenii aceștia care reprezentau aici pe Dumnezeu. Al 10-lea principiu. Credința își bazează viața și viitorul doar pe Dumnezeu. Versetul 12. Și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul. I-a auzit pe cine îi pune să jure? Deci ea nu se mulțumește cu niște vorbe de la ei. Ea vrea jurământ. Și vrea un jurământ pe ce? Pe Domnul. De ce? Pentru că el vede că ăsta e singurul Dumnezeu pe care poți să te bazezi. Și pune pe oamenii ăștia care l-au experimentat pe acest Domn, pe acest Dumnezeu, să jure pe el. Adică să aveți de-a face cu Dumnezeu ăsta dacă nu vă respectați jurământul. Înțelegeți cât de serioasă e situația aici? Jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare. Este foarte interesant. Versetul 12 prezintă două aspecte care oferă pentru noi nu doar mântuirea, ci și siguranța mântuirii noastre. Jurământul și un semn. Jurământul și semnul. Mântuirea noastră este bazată pe jurământul pe care Tatăl l-a făcut cu Fiul. Pe acel legământ despre care ni se vorbește în Evrei, în Ioan, în Psalm, când Tatăl a făcut un jurământ cu Fiul lui și i-a dat niște oameni. Și i-a jurat. Și Fiul a jurat și el a intrat în acest legământ, în acest jurământ. Fiul și-a asumat prin jurământ calitatea de mare preot și și-a asumat prin jurământ să mântuiască pe toți aceia care au fost dăruiți de Tatăl.
Siguranța mântuirii noastre nu stă în eforturile noastre, în faptele noastre, în strădaniile noastre, ci stă în jurământul pe care Tatăl l-a făcut cu Fiul, în ceva care este exterior nouă. Jură pe Dumnezeu! Siguranța mea nu va fi altfel decât dacă juri pe Dumnezeu. Și-au jurat pe Dumnezeu. Aici a stat siguranța ei. Cum a putut ea să stea sigură că timpul încă era parte din Erihon? Cum a putut să fie în siguranță în timp ce zidurile Erihonului se prăbușeau? Cum a putut să stea în siguranță? Știți pe ce a stat siguranța ei? Pe jurământul făcut în numele lui Dumnezeu. Aici e siguranța noastră. Siguranța mea stă într-un jurământ făcut din eternitate între Tatăl și Fiul. Nu într-un jurământ pe care, sau un legământ pe care l-a făcut cu Dumnezeu în apa botezului. Egal cu zero. Nu există nimic, niciun jurământ acolo. Ci pe jurământul care a fost făcut de Dumnezeu Tatăl cu Dumnezeu Fiul. Și Dumnezeu în harul lui ne-a dat și semne. Ok, jurământul a fost în veșnicie. Ați fost vreunul acolo la sfatul lui Dumnezeu? I-ați dat voi ideile lui Dumnezeu? I-ați împărtășit din înțelepciunea voastră? Nici eu. Și atunci Dumnezeu ne dă niște semne. Și interesant că semnul pe care dă este un fir cărămiziu. Și semnul pe care Dumnezeu ni l-a dat este botezul care arată moartea și învierea împreună cu Hristos și semnul cinei Domnului care arată jertfa Domnului Iisus Hristos în care este pecetluit acel jurământ, acel legământ. Nu? Jurământ și sânge. Legământ și sânge. Ambele sunt legate și în Noul Testament, da? Foarte interesant. Rahav se află cu poporul ei într-o cetate închisă cu porți, protejată de ziduri și totuși își încredințează viața în mâna unor străini. Pentru că credința ei, credința acestei femei, își materializează, da? Credința materializează, aduce în prezent ceea ce urmează să fie în viitor. Ce urma să fie în viitor? Țara urma să fie a evreilor. Și aș pune viața și viitorul, credința asta te face să-ți bazezi viața și viitorul doar pe Dumnezeu, doar pe Dumnezeu. 11. Credința se extinde sub promisiunile lui Dumnezeu. Versetul 13 zice așa: dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor. Și că ne veți scăpa de la moarte. Ea prinde o promisiune, își dă seama că îi se va da, dacă ei vor încuvința jurământul ăsta și devine pe loc misionară. Stai puțin! Mulțumim ție, Doamne, că eu sunt mântuit. Restul, dacă au fost aleși sau nu au fost aleși, asta e treaba lor. Nu așa gândește credința. Ai tu card când aud, îți exaspera la propriu. Cred că e o exasperare sfântă. Când nu e sfântă, trebuie să mă pocăiesc de ea. Îți exaspera când aud la propriu. Dacă s-a aleși, o să creadă. Dacă nu s-a aleși, nu o să creadă. E o prostie asta. Eu n-am cartea alegerii lui Dumnezeu. Nu am. Aveți vreunul dintre dumneavoastră? Nu avem niciunul dintre noi. Noi nu așa acționăm. Pe baza tainelor lui Dumnezeu. Taina predestinării nu mi este descoperită nici mie, nici dumneavoastră, dar nici unul dintre noi. Lucru pe care eu mă bazez sunt promisiunile lui Dumnezeu. Eu văd jertfa Domnului Iisus Hristos, valoarea ei, puterea ei, eficiența ei și trebuie să spun și la alții despre ea. Și să încerc și atrag și pe alții. Asta este treaba mea. Și asta face Rahav aici. Încearcă să smulgă promisiunea de la ei, jurământul de la ei, prin care să cuprindă cât mai mulți din jurul ei, pe care îi putea influența. Că fii sigur, dacă ducea și ducea la împărat, fii atent, mă, hai să spună, aici Dumnezeu e extraordinar de puternic. Trebuie să crezi în El. De fapt, eu i-am salvat și uite care e treaba. Să termina cu viața ei, da? De a știe oameni în viața cărora putea să aibă o influență și pe care să-i câștige și pe care i-a câștigat, de fapt. Și pe care i-a câștigat, da? Acum trebuie să înțelegeți un lucru. Toți care au fost salvați împreună cu Rahav n-au fost salvați pe baza credinței lui Rahav. Pentru că dacă tata, mama, frații, surorile și toți ai lor nu credeau în ce a spus Rahav, credeți că mai stăteau cu ea în casă? Nici vorbă de așa ceva. Dacă tatăl ei, dacă neamurile ei credeau că e o prostie ce spune ea și că de fapt ei pot să fie izbăviți protejându-se acolo în cetate, o dădeau pe față. Asta e o nebună care încearcă să ne trădeze. E a noastră, dar noi vrem să trăim. Nu, ei o cred pe femeia aceasta. De asta, în clipa în care se dărâmă zidurile Erihonului, toți sunt în casa aceea și toți sunt salvați. Da? Asta este impactul credinței acestei. Acum gândiți-vă dumneavoastră. O curvă, ce credibilitate are? Chiar și pentru familia ei. Bă, noi, auzi, acum ești de-a noastră, dar noi te știm cine ești. Ce credibilitate ai tu? N-ai credibilitate nici pentru păgâni, dar am intrat într-o chestiune în asta de viață și de moarte. Ne pui să stăm aici în...
ce credibilitate ai? Nu, femeia asta a avut un impact enorm în viața acestor oameni, da? Pentru că credința se extinde sub promisiunile lui Dumnezeu. Dacă crezi cu adevărat în jertfa Domnului Iisus, vei spune despre ea. Dacă crezi cu adevărat Evanghelia, vei spune despre ea. E imposibil să o ții numai pentru tine. E imposibil. E imposibil să stai liniștit și să nu vrei să ai un impact prin credința ta. Să ai un impact cu promisiunile pe care tu le-ai primit. 12. Credința beneficiază de promisiunea vieții și câștigă ce a vrut să câștige. Bărbații aceia au răspuns: suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne dați pe față, și când Domnul ne va da țara aceasta și ei au aceeași siguranță, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. Cu bunăvoință și credincioșie, da? Când credința se manifestă pe baza celor mai mici dovezi, deși erau enorm de mari dovezele pe care Dumnezeu le-a dat, nu? Miracolele care le-a făcut și așa mai departe, zvonurile acelea care erau adevărate, când credința se naște din revelație puțină pe care o dă Dumnezeu, ea urmează să fie împrospătată, întărită, îmbărbătată, încurajată de Dumnezeu de alte promisiuni mai precise, da? Când credința se agață de... Evanghelia nu spune Domnul Iisus a murit pentru tine, nu asta spune Evanghelia. Evanghelia vorbește despre Hristos care a murit pentru păcătoși. Când credința primește revelația asta generală a Evangheliei, mă refer, despre moartea Domnului Iisus Hristos, atunci primești promisiuni specifice. Tu vei primi bunăvoință de la Dumnezeu. Cu tine Dumnezeu se va purta cu credincioșie, da? Așa funcționează lucrurile, da? Credința beneficiază de promisiunea vieții. 13. Credința este devotată și înțeleaptă. Ia auzi ce spune Scriptura în versetul 15 și 16. Ea i-a pogorât cu o furie pe fereastră că-și casa în care locuia era lângă zidul cetății. Și le dă și sfaturi. Și le-a zis: duceți-vă spre munte ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce. După aceea să vă vedeți de drum, da? Credința este devotată și înțeleaptă. Și înțeleaptă. E foarte interesant să observăm devotamentul acestei femei. Nu există credință fără devotament. Preocuparea acestei femei. Bine, acum preocuparea ei are și un interes personal. Că dacă ei trăiesc, ei vor spune poporului Israel despre ea și ea este salvată, da? Dar are devotament. Este implicată în lucrul ăla, în planul ăla lui Dumnezeu, da? Foarte interesant să observați nu doar devotamentul ei, ci și înțelepciunea ei, precauția ei, atenția ei, dibăcia ei. Știe exact cât timp este până la munte și înapoi. Le spune exact cât timp să stea. Pentru că știe exact în cât timp se vor întoarce ăștia înapoi. Deci e foarte dibace, foarte atentă, foarte precaută. Ea nu spune: Dumnezeu este suveran. Dacă i-o salvat pe Israel evrei din mijlocul mării, dacă i-o salvat de împărații aia, că s-o întâlni cu trimiși împăratului, că nu s-o întâlni, Dumnezeu tot să-și împlinească planul. Dumnezeu să salveze cu sau fără înțelepciunea mea. Dumnezeu să salveze cu sau fără funia mea. Dumnezeu să salveze cu sau fără dacă îi ascund eu. Dumnezeu e suveran, el îi salvează. Nu, Dumnezeu e suveran. Eu sunt calvinist, eu cred că Dumnezeu e suveran și o să-i salveze oricum. Așa gândește ea? Nici vorbă. Nici vorbă, pentru că confuzia care se face într-o asemenea gândire absolut prostească, prostească în întregime, este că Dumnezeu nu s-ar folosi de agenți umani. Nu, Dumnezeu are planuri fixe pe care le va duce în întregime la îndeplinire. Dar el se folosește de agenți umani. Ce înseamnă agent uman? Andrei Croitoru, Ciprian, sora Liliana, sora Diana, fratele Mihai, asta înseamnă agent uman. Dumnezeu are planuri pe care le va duce la îndeplinire cu desăvârșire, dar se folosește de agenți umani, de cauze secundare. El e cauza principală, cauza tuturor cauzelor, dar noi suntem cauze secundare. Și se folosește de cauze secundare, intermediare și de metode omenești în înfăptuirea planurilor lui. Adică de ce ar fi împotriva planurilor lui Dumnezeu ca el să folosească mintea mea? Ar trebui eu să fiu un prost? Nu trebuie să gândesc că Dumnezeu are un plan, el va duce la îndeplinire. Nu! Ea își folosește mintea. Lucrează dibaci, cu atenție, cu înțelepciune, cu precauție. De ce? Ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. Dar nu se va împlini planul lui Dumnezeu fără precauția și dibăcia ei? Este o întrebare prostească. Este o întrebare prostească. Eu trebuie să fac tot ce ține de mine ca să fiu folosit, ca să am privilegiul de a fi folosit de Dumnezeu. Nu să stau să filozofez. A, dacă Dumnezeu vrea să mântuiască, o să mântuiască oricum, cum s-a fără mie. Asta e prostie. 14. Credința este responsabilizată. Versetul 17 și 18. Iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem, zic bărbații aceia. La intrarea noastră în țară, leagă funea aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai pogorât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. O responsabilizează. Adică nu funcționează lucrurile. Planul lui Dumnezeu e clar, jurământul e făcut, semnul e pus acolo. Au tot ce le trebuie. Ea să simte în siguranță. Dar este responsabilă.
Pe cum să împacă suveranitatea lui Dumnezeu cu responsabilitatea umană? Spurgeon spunea că nouă ni se par că sunt două linii paralele care nu se ating niciodată, dar zice ele se întâlnesc la tronul lui Dumnezeu în veșnicie. Acolo se întâlnească. Acolo se înțeleg exact cum predestinarea se împacă cu responsabilitatea umană. Atenție, n-am spus cu puterea umană sau cu voința liberă. Am spus cu responsabilitatea umană. Care sunt două chestiuni diferite, da? Suveranitatea lui Dumnezeu se împacă perfect cu responsabilitatea umană. Dumnezeu zice, te-am ales din veșnicie, acum crede. Păi ce, dacă m-ai ales, o să fiu mântuit acum. Crede! Pocăiește-te! Luptă! Agonizează! Mărturisește! Să faci... Responsabilitatea ta e responsabilitatea ta. Planurile lui Dumnezeu sunt planurile lui Dumnezeu. Nu folosi planurile lui Dumnezeu ca să scuzi irresponsabilitatea ta. Da? Folosește planurile lui Dumnezeu pentru siguranța ta, pentru liniștea ta, pentru pacea ta și pentru a fi un foc, o râvnă pentru a-ți îndeplini responsabilitatea. Da? Credința este responsabilitatea. Responsabilizată. 15. Credința își găsește un substitut. Versetul 19. Și versetul 18 zice exact același lucru. Zice așa. Versetul 19, de fapt. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Versetul 14. Suntem gata să murim. Ia ascultați. Suntem gata să murim pentru voi. Suntem gata să murim pentru voi. Suntem gata să ne punem viața în locul vostru, da? Vorbim despre o femeie care este justificată prin credință, care este salvată. Și cred că este o imagine aici. Este o imagine pe care o cel puțin o putem extrage, extrapolăm ceea ce vedem aici cu a ne gândi la mântuirea noastră în Domnul Iisus Hristos. Ce siguranță îi se dă acestei femei? Îi se dă siguranță prin promisiunile pe care îi se facă. Îi se dă siguranță prin ceea ce... prin ceea ce îi jură oamenii aceștia, da? Îi se dă siguranță prin semnul care îi se dă, dar îi se dă siguranță cu viața lor. Noi plătim cu viața noastră. Noi suntem gata să murim pentru voi. Mai știți pe cineva care a fost gata să moară pentru noi ca să noi să fim salvați? Nu, care a fost gata. Aici se termină umbra și vine realitatea. Noul legământ este realitatea. Nu, că a fost, nu ne-a făcut doar jurământ, nu ne-a dat doar semne care să ne dea siguranță, ci și-a murit pentru noi. Nu doar a fost gata să moară, ci a murit pentru noi. A fost gata și a murit pentru noi, da? A fost gata și a murit pentru noi. Aceasta este temelia, siguranța mântuirii noastre. Că Domnul Iisus Hristos nu doar și-a pus viața în joc pentru noi, ci ne-a garantat viața noastră prin moartea Lui. Ne-a garantat, ne-a cumpărat viața noastră prin moartea Lui. Mai mult decât atâta, observați aici că oamenii aceștia sunt substitut pentru ea nu doar prin promisiunea morților în caz că cineva s-a atinge de ei, ci și prin promisiunea vieților, da? Adică ei trebuiau să trăiască ca să comunice Israelului. Este o femeie acolo cu casa ei pe care trebuie să o salvăm, da? În același fel, avem noi pe Domnul Iisus Hristos ca siguranță, nu doar mort. Noi nu doar în moartea Lui ne găsim siguranță, a murit pentru păcatele mele. Ci ne găsim siguranță și în învierea Lui și în mijlocirea Lui. Că este cineva care între noi și Dumnezeu mijlocește. Care între noi și Dumnezeu pune un cuvânt pentru noi, da? Cineva trebuia să fie să pună un cuvânt pentru ele. În fața lui Iosa, în fața poporului, cine era să fie aceea? Iscoadele. Acela este pentru noi Domnul Iisus Hristos, care nu doar a murit, ci și-a înviat și este Cel care ne mijlocește, da? Siguranța noastră nu stă... Acum gândiți-vă, ea poate să fi fost în dubii după aceea, deși nu cred că a fost. Credința este extraordinară atât aici. Dar poate să fi fost în dubii, poate erau în dubii cei din familia ei. Schimba dubiile din casa aceea, frământarea din casa curvei Rahab, neliniștea din casa curvei Rahab. Schimba cu ceva realitatea că erau niște oameni care mijloceau atunci pentru ei? Schimba? Nu schimba cu nimic. Frământările lor, neliniștea lor, lipsa lor de pace poate, întrebările lor, necunoștințele lor teologice despre legea lui Dumnezeu, despre cum funcționează poporul Israel, necunoștințele lor despre legăminte, necunoștințele lor despre o grămadă de lucruri. Schimba cu ceva că mântuirea lor, salvarea lor era sigură 100%? Nu schimba cu nimic. Este o veste extraordinară pentru noi. Noi avem pe cineva care a murit, care a înviat și care mijlocește pentru noi. Și acolo este siguranța noastră. Acolo este siguranța noastră. Și vedem viața noastră într-un fel ca fiind ceea ce ne putem imagina că se întâmpla în casa lui Rahab. Oameni necunoscători. Oameni care poate erau în dubii. Oameni poate care fluctuau în credința lor. Oameni care nu aveau ceva palpabil, ceva la mână, da? Un document care să le asigure salvarea lor. Oameni care erau într-o cetate care era în picioare. Cumpăra care guverna încă. Oameni care priveau de departe și erau un popor dincolo de Iordan care chipurile ar trebui să intre aici.
multe motive ca să nu creadă. Și totuși siguranța salvării lor depindea de faptul că li s-a făcut o promisiune a mântuirii lor, a salvării lor. Li s-a făcut o promisiune, li s-a dat un jurământ, li s-au dat semne și erau oameni care erau gata să plătească cu viața pentru ei. Ce lucru minunat să înțelegem și noi lucrul acesta despre mântuirea noastră. Și în ultimul rând, 16. Credința are semne vizibile. Credința are semne vizibile. E fascinant să vă gândiți. În Ierihon, într-o cetate pur păgână, sunt niște oameni credincioși. Rahav cu casa ei. Într-o casă, da? Aia e biserica. Biserica lor acolo. Biserica în ghilimele, da? Acolo sunt credincioși. De partea cealaltă de Iordan este poporul lui Dumnezeu. Cu chivotul legământului, cu legea, cu legământul, cu prezența lui Dumnezeu manifestată, cu Iosua, conducător ales de Dumnezeu, cu preoți, cu tot ce trebuie, da? Între aceștia și ăștia există o singură legătură. Există legătura jurământului, dar pe care nu-l vezi, a fost făcut. Există niște oameni care mijlocesc pentru ei și care sunt gata să plătească cu viața. Dar există ceva vizibil care îi leagă. Există ceva vizibil care îi leagă. Ce este? Firul acela cărămiziu. Erau despărțiți, da? De cetate, de popor, de ziduri, de cultură, de societate. Erau despărțiți. Dar erau legați în credință prin firul ăla vizibil cărămiziu. Asta îi lega. Ăla era semnul lor. Da? Asta era limbajul non-verbal dintre ei. Dom'le, asta ne leagă pe noi. Suntem despărțiți din multe privințe. Erau despărțiți de timp, erau despărțiți de cultură, erau despărțiți de ziduri, de popor, de cetate, erau despărțiți în multe feluri. Dar erau uniți în cel mai important lucru, prin firul acela cărămiziu, da? Firul acela roșu. Firul acela roșu. Și permiteți-mi să fac aplicația aceasta. Ăsta este firul care ne leagă și pe noi. În lumea aceasta. Trăim în culturi diferite, credincioșii, în societăți diferite. Suntem despărțiți în multe feluri. Și societatea ne desparte multe feluri. Suntem despărțiți la locul de muncă, suntem despărțiți din punct de vedere financiar, social, ci în multe feluri suntem despărțiți. Dar este ceva ce ne leagă. Și ăla este firul ăla roșu, da? Sângele Domnului Iisus Hristos. Ceea ce lega evreii în Egipt când erau acolo a fost sângele pus pe ușorii ușii. Da? Ăsta e firul roșu care străbate toată Scriptura. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Care ne leagă pe fiecare dintre noi, indiferent de diferențele care sunt în noi, da? În noi și între noi. Interesant că ei zic femeii aceștia să pună semnul acesta când vor intra ei în țară. Ia auzi ce spun. Versetul 21 spune: ea a rămas, i-a răspuns: fie după cuvintele voastre. Și a luat rămas bun de la ei și au plecat. Ea a legat funea cărămiziei la fereastră imediat după ce au plecat ei. Dar ei spun acestei femei în versetul 18, la intrarea noastră în țară leagă funea aceasta de fir cărămiziu la fereastră. Ea nu mai așteaptă. Credința ei iasă în exterior. Își pune firul ăla de atunci. Cum a plecat, își pune firul cărămiziu, da? Acolo era siguranța ei. Ăsta era semnul. Ăsta era semnul care îi lega pe oamenii aceștia de ea, da? Același semn, cum am spus, sub o formă diferită. Este cel care creează părtășie între noi. Este semnul care era suficient pentru salvarea ei, pentru că Iosua dă poruncă clară. După firul cărămiziu îi vei cunoaște, după nimic altceva. După firul cărămiziu și vei salva pe toți, da? Deci este suficient firul cărămiziu ca să-i aducă pe oamenii ăștia în părtăștie, este suficient firul cărămiziu ca să-i salveze, este suficient firul cărămiziu pentru Rahav, pentru casa ei, ca să-i dea siguranță în casă. Dom'le, avem firul cărămiziu. Dar de unde știm noi că o să ne nimerească? Avem firul cărămiziu. Dar de unde știm că o să ne vadă? Avem firul cărămiziu. Dar de unde o să cunoască ei? Avem firul cărămiziu. Asta e singurul lucru. Asta e liniștea lor. Care e liniștea noastră, frați și surori? Nu? Tot firul cărămiziu. Care este, de fapt, un cărămiziu viu, sângele Domnului Iisus Hristos. În încheiere, ce avem noi de învățat? Ce avem noi de învățat? Vă sugerez, printre multe lucruri pe care le-am spus, ca sumar următoarele lucruri. Credința este implantată de însuși Dumnezeu în noi. Când Dumnezeu face ca slava Lui să strălucească în lucrările sale și în special în lucrarea Domnului Iisus Hristos, atunci primim credință. Când El ne deschide ochii inimii să vedem frumusețea lucrării și a persoanei Domnului Iisus Hristos, atunci primim credință. Când auzim și noi vestea, zvonul de ceea ce a făcut Dumnezeu în lucrările sale extraordinare și în special în persoana Domnului Iisus Hristos. 2. Prin credință suntem transformați în copiii lui Dumnezeu, noi cei mai necurați, perverși sau stricați oameni. Prin credință. Curva Rahav a devenit credincioasă Rahav prin credință, prin nimic altceva. Era o stricată, o femeie perversă, o necurată și dintr-un punct de vedere noi toți am fost aceiași. Ea ne reprezintă pe noi și am fost transformați, schimbați din copiii aceștia ai celui rău,
din oameni stricați, necurați, perveși, în copiii lui Dumnezeu, prin credință, prin dependența noastră de Dumnezeu. 3. Credința este singura capabilă să acționeze ieșit din comun. Și asta doar pentru că vede lumea spirituală pe cei care ceilalți nu văd. Știu că țara e a voastră. Știu că Dumnezeu va face asta. Știu. De unde știa ea? Ea vedea prin credință promisiunile lui Dumnezeu ca fiind înfăptuite deja. Le materializa pentru ea acum. Se baza pe ele acum. Da? 4. Prin credință este singura modalitate de a scăpa de condamnarea și mânia viitoare care va cădea peste toată lumea. Prin credință. Cum a fost salvat? Omenește, gândește. Cum? Dacă te gândeai. Dom'le, dar ăștia o să înconjoare cetatea, o să prăbușească zidurile. E imposibil să scape. Ar trebui să iasă înainte de acolo. Sau nu? Sau nu? Credință, prin credință, ea a scăpat de condamnarea care a adus-o Dumnezeu peste lume, da? Peste cetate, peste poporul păgân. Și în final, noi cei despărțiți de legăminte, de legămintele poporului evreu, noi gunoiul neamurilor, cum este femeia asta, este una dintre neamurile, păgână. Noi suntem păgâni, dintre neamuri. Da? Chiar noi din grădina Maicii Domnului, așa ne naștem, păgâni. Suntem dintre neamuri, nu suntem evrei, nu avem parte în legămintele lor, nu? De drept, nu ne naștem. Așa. Am fost amplasați în linia spirituală genealogică a Fiului lui Dumnezeu. Ce mare har. Cum a fost luată femeia aceasta și n-a fost suficient. Dumnezeu, așa și arată Dumnezeu, nemărginită bogăția harului său. Am salvat-o pe Rahab. O punem undeva pe ultima fila istoriei poporului Israel. Sperăm să nu mai ajungeți acolo să o citiți. Sau o punem pe undeva, aruncăm numele ei prin numeri ca să nu vă vină nimic în cap. Că a fost de fapt o curvă pe care Dumnezeu a mântuit-o. Nu! Dumnezeu o ia și o face proeminentă. În linia genealogică a Domnului Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu încarnat. Asta este un lucru extraordinar. N-asta a făcut Dumnezeu cu noi. Dumnezeu n-a luat niște oameni perfecți, niște oameni buni. Ne-a luat pe noi stricați, perverși, ticăloți, nenorociți, cum am fost când am fost în lumea aceasta. Ne-a luat și ne-a pus sub al doilea Adam, ultimul Adam, adevăratul Adam, cel care dă viață. Și ne-a pus în linia genealogică spirituală a Domnului Iisus Hristos. Pentru că suntem, zice Sfânta Scriptură, carne din carnea Lui, sânge din sângele Lui, din punct de vedere spiritual. Suntem una cu El, uniți cu El și suntem uniți cu El din eternitate în eternitate și nimic nu ne poate smulge din această unire sfântă. Dăm slavă Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Amin.